Bine ați venit înapoi la canalul nostru de YouTube. Eu sunt Laurențiu. Iar eu sunt Alexandra. Suflete gemene în Uniunea Armonioasă, studența lui Jeff și Shelia și Ascension Coach afiliați cu Twin Flame Universe. Și astăzi vrem să vorbim despre un subiect foarte, foarte interesant și anume cum a fost să avem o relație cu suflete pereche, care este diferența, ce am observat, cum am procesat diverse lucruri din relațiile noastre cu suflete pereche și cum este acum relația noastră. Și da, aș vrea să încep doar prin a spune, am menționat în videoclipul anterioare că Laurențiu, în primul an în care noi am fost împreună într-o relație, nu știam atunci că suntem suflete gemene, Laurențiu a avut, mai ales în primul an, o foarte mare problemă, că era frică că eu o să-l înșel. Și asta era o temă foarte recurentă și noi, la felul în care trăiam atunci, trebuia să merg la facultate, trebuia să merg la lucru, deci aveam destul de mult timp în care nu eram împreună fizic, da? Și atunci era mediul perfect în care el să-și facă tot felul de scenarii în capul lui despre ce fac eu. Și da, a fost un lucru prin care am trecut, a fost un pic mai provocator. Nu știam cum să vindecăm atunci și doar după ce am descoperit exercițiul oglinzii și învățăturile lui Jeff și Shelley am reușit să ajungem cumva la o armonie. Da, în armonie în acest spațiu și să vindecăm în totalitate această problemă în relația noastră. Și asta are legătură cu subiectul videoclipului nostru de astăzi, pentru că De ce ți era, Laurențiu, așa de frică că eu o să te înșel? Da. Din cauza că am avut o experiență în prima mea relație în care a fost foarte dureroasă pentru mine, în care se dau mai multe detalii despre asta, cum ce și cum s-a întâmplat și despre ce e vorba. Am avut o relație în care am fost foarte îndrăgostit, așa am crezut atunci, de o fată și pur și simplu am fost, ne-am cunoscut pe internet și după aia să ne întâlnim la un moment dat și a fost într-un Crăciun, hai să mergem și am mers la ea, după care am stat cam o lună și după aia am ajuns să avem o provocare mai mare, o ceartă, să zic așa, și pur și simplu după aia ne-am supărat și au trebuit să mă calmez și pentru asta m-am dus afară să mă calmez, să mă plimb ca să fiu înapoi cu picioarele pe pământ, că nu mă simțeam bine deloc. Și după aia a fost ideea să mă... Na, după ce m-am calmat și un pic, că eram foarte nervos, eram foarte supărat, nu înțelegeam ce se întâmplă. Ca să zic exact ce s-a întâmplat în situația, de ce eram așa... Prietena de atunci, pur și simplu, ea vorbea cu fostul ei prieten. Și fostul ei prieten, la un moment dat, i-a zis și o chestie de genul că te iubesc. Și am zis, și am observat și eu pe telefonul ei și am zis, dar de ce mai vorbești cu o persoană, dacă ești împreună cu mine, de ce accepți cineva să zic în felul acesta, care pur și simplu era fost într-o relație romantică înainte. Și cumva nu îmi făcea sens, nu avea niciun sens pentru mine ce se întâmpla și nu mă simțeam prea confortabil și când am confruntat-o pe ea legat de chestia asta, atunci s-a întâmplat cearta mai mare și după aia am avut nevoie de niște timp să mă calmez. Dar după ce m-am întors, după timpul în care m-am plimbat și să mă calmez, mă simțeam mai în regulă, m-am pus să văd ce se întâmplă, unde, și m-am întors înapoi la casa ei. Dar ea nu mai era acolo, mi-am luat telefonul, că mi-am lăsat în telefonul și am sunat-o și a zis că nu îi, că... Na, pur și simplu am avut și mai mult de ceartă, practic. Și după aia, pur și simplu, după ceva timp, am aflat că, de fapt, de ce mă simțeam eu și așa de prost, pentru că ea mă înșelase cu tipul ăla, care zicea, nu, nicio problemă, doar mă înțeleg foarte bine, suntem doar prieteni foarte buni. Și cumva asta m-a făcut să mă simt așa de prost și așa de... mi-a rămas așa o... traumă, pentru că la momentul ăla chiar puneam așa de multă iubire în relația aia, pentru că chiar simțeam că este o relație foarte importantă pentru mine și țin minte că după aia, după ce am plecat de acolo,
7 luni, încă o trebuie să-mi revin din relația mea. O dura foarte mult pentru că eram așa de... Eram traumatizat de această relație pe care am avut-o și nu eram în stare să am nicio relație. Eram foarte depresiv. După aia chiar eram foarte la pământ cu totul. Adică pur și simplu nu... Simțeam că nu mai avea rost să trăiesc. Practic ăla era sentimentul care... L-am avut după aia și nu era deloc plăcut și cei din jurul meu erau, hai, revină-ți, ce ai, nu trebuie să-ți pese de așa ceva, dar a avut un impact foarte mare atunci pentru mine, în care orice relație am avut-o după aia, acel blocaj a apărut, dar problema e că după cele 7 luni, persoana aia mi-a venit în viață și după aia am fost iar un pic împreună, în care... A fost pentru vreo 3 luni, care eu m-am simțit bine, dar după aia a apărut acest sentiment, care la un moment dat ea s-a pus și mi-a zis o chestie, dar trebuie să te curci tu cu alte fete ca să înțelegi care-i faza, să înțelegi care-i diferența, să înțelegi că da, eu sunt mai bună decât toate celelalte. Și eram la momentul ăla, ce? Și în momentul ăla pur și simplu am zis, nu, gata, nu mai vreau să fiu împreună cu tine, asta nu-i... Ok, eu nu vreau să înșel, nu vreau să fac chestii de genul ăsta și chiar dacă îmi cer tu chestii de genul ăsta, mai degrabă nu. Dar încă nu vindecasem problema. Vindecasem ceva lucruri între timp, dar nu vindecasem problema de bază care am avut-o. Și am avut tot timpul în cele dintre relații care le-am avut până la Alexandra și cu Alexandra pentru o perioadă, tot era ok. La început tot era bine, nu e nicio problemă. Nu era nicio problemă, dar când ajungeam să aflu ceva de persoana cu care am împreună, de fost prieten de ei sau chestii de genul ăsta, un tip care tot vrea să se dea la ea sau, na, evenimente de genul ăsta, începeam să mă simt foarte, foarte prost, aveam foarte multă anxietate, eram panicat, nu știam ce să fac și tot timpul vreau să controlez. Deci asta era sentimentul, vreau să controlez ce se întâmplă, să mă asigur că că nimeni nu e în cameră cu tipa cu care eram, cu persoana cu care eram. Și nu era așa de plăcut. Pentru că sentimentul ăla te trage să faci anumite chestii care sunt foarte prostești, n-au niciun sens, nu au nicio legătură și pur și simplu nu-i plăcut deloc să fii într-o stare de genul ăsta. Da. Și acum să dacă e să vorbim puțin de cum am reușit să trecem prin acest blocaj care l-am avut în relație. Da, la început Laurenț era foarte stresat pe partea asta și noi am fost prieteni împreună înainte să fim împreună pentru 2 ani și eu știam istoria lui cu toate fostele lui și toate astea, el știa istoria mea cu toți foștii și toate chestiile astea, pentru că am fost prieteni și am vorbit de chestiile astea într-un mod foarte deschis când am fost prieteni și eu nu aveam niciun istoric, eu înșel persoane și el nu avea niciun istoric, înșeală persoane, deci cumva când am venit împreună nu îmi făcea sens mie de ce avea problemă cu mine. Pentru că nu puteam să înțeleg atunci că era un blocaj care era între noi, nu știam cum să vindecăm, cum să trecem prin el. Și așa că eu eram foarte... Ok, eu doar nu te înșel. Nu știu ce să zic altceva decât nu te înșel. Nu știu, da? Și da, nu am reușit să vindecăm acest lucru în relația noastră decât după ce am găsit... exercițiul oglinzii și am reușit să, prin practicarea exercițiilor oglinzii, am reușit să ajungem cumva la rădăcina acestei probleme între noi. Însă aici ce este foarte important de extras este că noi mereu când am avut certuri sau chiar și această situație, am lucrat prin ele și am încercat să dăm tot ce este mai bun pentru a trece prin aceste obstacole împreună, pentru că acesta este un lucru pe care noi îl valorăm în viața noastră. Nu vrem să ne... Asta a fost și o chestie care eu mi-am dorit-o foarte mult de la un partener care nu am găsit în altcineva decât în Laurențiu, pentru că el este sufletul meu geamăn, și în suflete pereche de obicei nu... Era foarte greu să extrag această calitate de a lucra într-un mod deschis asupra problemelor din viața noastră. Reușeam în unele arii,
dar nu în tot. Și asta a fost cumva diferența pentru mine și pentru noi. Da, pentru conflicte. Pentru conflicte, da. Pentru că ne am simțit eu că este normal să treci prin aceste obstacole în care apar în viață împreună. Și dacă nu ești în stare cu partenerul cu care ești să treci prin obstacolele acestea împreună și doar vă cauzați aceste certuri și aceste... Atunci de ce să fiți împreună? Da? De ce să ne chinuim unii pe alții doar pentru că, nu știu, să facem sex sau să ne pupăm sau că, uai, ce frumos ești tu și ce frumoasă ești eu și hai să stăm... Nu avea niciun sens pentru mine chestia asta. Asta e o chestie care am înțeles-o de mai mică și doar mi-a rămas așa mie în conștiință. Și puteți să vedeți aici în povestea lui Laurențiu, el a încercat să rezolve conflictul cu sufletul lui pereche, această persoană, însă nu a reușit să facă chestia asta pentru că cu sufletele pereche, după cum am spus, nu împărtășești aceleași calități, aceleași valori și nu faci aceeași alegere ca și cu sufletul geamăn. Deci dacă în această situație Laurențiu a avut această ceartă cu sufletul pereche și el a ales să vindece sau să rezolve în această problemă în cel mai bun mod posibil sau în modul în care știa, deci nu a avut intenția, mă despart de tâmpita asta și mă duc la naiba, știi, nu am avut intenția asta. Și nu, ți-ai managuit sentimentele pe cât ai putut mai bine. Am, da, cât de bine am putut, am reușit să rezolv cum mă simțeam. Da. Dar în schimb, această persoană nu a ales să facă chestia asta, a ales să plece și să le înșele din cauza unei certuri. Din cauza, da, acestei... Din cauza că ne-am certat. Da, din cauza că s-au certat, da. E bine, acum venind înapoi la relația dintre noastre, acest lucru a apărut în viața noastră pentru că este un blocaj pe care noi l-am avut în conștiința noastră, da, pentru că de asta s-a manifestat în acest fel. Însă noi am din cauza că avem aceleași valori, aceleași principii și facem aceeași alegere, am ales să lucrăm prin această problemă, am ales să trecem prin această problemă, niciodată nu ne-am dat drumul, niciodată eu nu am, oricât de multe certuri am avut, nu am plecat unul de lângă altul niciodată, pentru că nu am ales chestia asta. Pentru că, evident, și ca să fii împreună cu sufletul geamăn, trebuie să alegi să fii cu sufletul geamăn. Și noi am ales să fim, chiar dacă nu știam de suflete gemene, noi am ales doar vreau să fiu cu persoana perfectă pentru mine, exact aceeași chestie, sufletul geamăn. Am ales să fim cu aceștia și astfel nu ne-am abandonat în aceste momente, pentru că nu am ales chestia asta, da? Exact. Și cum te simțeai tu în momentele alea? Care erau sentimentele care ți-a plăcut? Da, cum a spus, pentru mine nu puteam să-mi concep de unde avea această problemă, pentru că simțeam că nu are legătură cu mine personal ca și persoană. Bineînțeles, aveam acest blocaj, suntem suflete gemene, împărțim și bune și rele, da? Totul e comun, nu-i doar asta. Nu știam acel lucru la acel moment, așa că nu puteam să înțeleg de ce are această problemă cu mine. Știam de prima lui prietene și știam că a fost înșelat și puteam să am cumva compasiune față de el pentru că simțea aceste lucruri, însă nu puteam să înțeleg din nou de ce are problema asta cu mine, pentru că în acest 2 ani de relație eu nu i-am dat niciun motiv lui Laurențiu ca să nu aibă încredere în mine, mai ales pe partea asta. Da. De ani de relație înainte de învățăturile lui Jeff Shiller. La 2 ani de prietenie mă refeream. Ok. Și în acești 2 ani de prietenie am dezvoltat încredere în relația noastră și astfel în momentul în care am fost împreună ca și iubit și iubită, nu făcea sens pentru mine de ce el avea aceste... Adică nu s-au manifestat până când am fost împreună și ea nu a putut să le vadă în prietenia noastră. Da, pentru că erau probleme în relația romantică, nu în relația de prietenie. După cum am zis, cu sufletul geamăn, ea e și o relație de prietenie și o relație romantică și un parteneriat, sunt învățători, studenți, deci este o relație mult mai profundă. Deci pe această parte romantică nu înțelegeam, dar în schimb...
am ales să trecem prin aceste lucruri cu cât mai multă compasiune și am făcut ce am știut mai bine la acel moment, și anume, nu te înșel, nu te înșel, e ok, totul e bine. Și da, am vrut să vindecăm prin lucrurile astea și de aceea am și găsit exerciții oglinzii și învățăturile lui Jeff și Shelia ca să putem să vindecăm chestia asta odată pentru totdeauna. Exact. Bun. Mai vrei să adaugi ceva aici? Cum s-a simțit pentru tine să fii cu mine după ce ai avut aceste experiențe? A, după ce am avut sau după ce... Adică la început mă refer. Sau la să fii cu mine ca și suflet geamă în față de pereche. S-a simțit bine, dar în același timp era foarte... Cum să zic? Când apărea o problemă de genul acesta... Mă simțeam foarte prost și, nu știu, eram foarte la pământ, eram... Nu mai pot să suport, simțeam că o să mor în momentele alea, pur și simplu aveam niște sentimente că trebuia să aflu, trebuia să știu. Și era și în momentele când nu putea să răspundă la telefon, sau nu putea să-mi răspundă la mesaj, și atunci am amplificat și mai mult aceste probleme. Deci chiar a fost o provocare destul de mare în viața noastră să trecem prin asta, dar... Mă bucur. Cum te simți acum? Acum mă simt foarte bine, nu mai am nicio problemă, chiar sunt foarte liniștit, mai ales că gândiți-vă că înainte nivelul de problemă la care am ajuns era că chiar dacă ieșeam împreună până și în oraș, mergi la o cafenea ceva, mergeam împreună și mergeam cu un prieten, ceva de genul, la un moment dat mi-era frică dacă era să mă duc la baie, dacă era acolo cineva de genul masculin. Dacă era cineva de genul feminin, nu aveam nicio treabă. Dar dacă era genul masculin, mi-era frică și trebuia să fug repede până la baie, să fac ce aveam de făcut și să vin înapoi, să mă asigur că nu se întâmplă nimic între timp. Chiar dacă erau foarte multă lume în jur, nu conta frica aia încă. Deci așa de mult a ajuns problema asta, chiar dacă aveam persoane care le aveam încredere de genul masculin, tot mi-era această frică în mine și cumva nu era prea fain pentru mine să experimentez asta, pentru că știam că nu era nimic acolo să fie, să se întâmple ceva. Da. Dar frica asta tot aprea, dar acum nu mai este deloc și pur și simplu pot să am încredere, sunt în siguranță și chiar îi... Da. Așa, pot să respir, să zic așa. Da, și asta din cauza că vindecând cu exerciții oglinzii am reușit să vedem efectiv care este cauza această relație, această, cum ar fi, traumă pe care l-a avut-o și să înlocuim acea traumă cu iubire și acum experimentăm iubire în conștiința noastră și nu mai experimentăm acea durere în noi. Și asta este cel mai important în relația cu sufletul geamăn, este chiar dacă nu ești niciodată neputincios și poți să vindeci aceste blocaje care apar. Da. Bun. Și cu asta, acesta este doar un exemplu. Putem să facem mai multe videoclipuri legate de alte exemple din viețile noastre cu foști parteneri, cum ne-a influențat această relația noastră și cum am reușit să vindecăm prin aceste lucruri. Și dați-ne un like la acest videoclip, lăsați-ne un comentariu și abonați-vă la canalul nostru și ne vedem în următorul videoclip.